Bună ziua! Astăzi o să încerc eu să fac o mâncare. Sper să iasă, nu știu. Începem cu ciuperci. Ciupercile le descoșești? Da. Așa. Și eu nu mi-s pișnuit să mă filmează cineva, deci deja am început să tremur. Ai eșați! De ce să tremuri? Așa am zis eu. Na. Deci acum descojești ciupercile. Da. Așa, și după aceea? După aceea le tem în șase. În trei, așa. Și mă dat în mijloc. Ok. Așa. Și ce mâncare e asta? Cum îi zice la mâncare? Pe germane se spune Henschinger Schnitzel cu sos de ciuperci. Românește pui tăiat mic. Pui în sos de ciuperci. Da. Doamne, dar nici nu știu cum să filmez, că tot deranjează aici. Roberto e prea mare. Pe Ingo când îl filmez, nu e așa înalt, dar Roberto, deci mă depășește. Unu cât ai? 1.84, nu? Așa ce. 1.82, 1.84, nu știu. Exact. Aha. Te-ai mai micșorat? Până la anume. Cum îți place aici la țară, că vii de la oraș și acum ești la țară? Cel mai fain e aici. Deci așa bine mă simt. Nu, bine. Okay. Ciupercile le punem acum deoparte. Acum taiem ceapa. Eu totdeauna așa fac. Eu nu știu cum e corect. Dar nimeni nu știe, Roberto. Și noi facem cum credem noi că ne place. Și că dacă nu, poți să faci după rețetă, nu? Dar pentru că noi nu vrem după rețetă, facem așa. Cum știm noi, nu? Păi și eu la fel, și eu experimentez. Dar eu așa zic, e mai bine așa decât după rețetă. După rețetă poate oricine. Denisa face după rețetă. Le tem foarte mic, că mie nu-mi place dacă se simte după ce e gata, nu știu cum să spun altfel. Vrei să le tai așa pătrățele mici, mici? Da, da. Păi pune-le atunci în mașina aia mea. Nu, cum? E prea târziu. Nu e prea târziu, pot. Nu le faci tu mai mici ca mașina mea? Păi, nu chiar așa mici, da? Ok, nu, cum vrei tu. Hai să vedem cât de mele ce ne faceți. Ok. Vai, ce mă enervează, că n-am cum să te filmez. Și astăzi ai primit o veste bună. Vrei să împărtășești cu fanii noștri? Dacă pot să spun corect, să mă gândesc, am vrut să mă înmelduiesc la o școală de... Să te înscrii. Să mă înscriu la o școală de cum cheamă, bautehnică. Pentru construcții, tehnician de construcții. Și astăzi m-a venit cu seara înapoi că m-a luat. Și așa m-am bucurat. Deci te-ai înscris la... Da. E ca și o facultate, deci o să fie ca un maestru cu el după aia. Da. Așa. Așa. Dacă mă credeți, eu trebuie să mă pun în genunchi să pot să-l filmez pe Roberto, că n-am cum să-l filmez, că e prea înalt. Ok, acum? Ok. Deci trebuie să închid. Așa, și acum? Ok, acum tăiem carnea. E pulpă de... Curcan. Curcan.
Nu atât de mari, le tăiem așa în vârfe. Feliuțe sau cuburi, cuburi mai micuțe cumva, așa. Sau? A, da. Așa, ok. Am scos, înainte să o taie Roberto, am scos toată pielea aia argintie ce are, așa. Da, că eu când am văzut, abar n-am avut. Da, și ca să poată să taie Roberto așa cum vrea. Ok, vă filmăm mai târziu. Așa, am tăiat carnea în cuburi, le-am întins un pic. Pătruțele. Sau pătruțele. Punem un pic de sare. Așa face mai maestri. Da. Își pune sarea deoparte, așa, frumos, ca Roberto. Un pic de vegeta. Piper nu pui? Pot să pun și piper, doamne. Dar poți pui la sfârșit, dacă da. Vrei. Așa. Întoarcem un pic. Dar tu poți să iei o paletă să întorci, nu cu cuțitul. Păi sigur că am, uite-te acolo în spate. Vezi, mami, așa să faci și tu. O să-i spun și la Ingo să facă și el tot așa, nu mai pun atâta mână. Punem iarăși un pic de sare. Numai pe partea cealaltă. Pe partea cealaltă. Așa. Da. Sau așa. Și iarăși un pic de vegeta. Foarte puțin. Nu mult. Numai să fie peste tot. Mâncarea asta o gătește Roberto pentru Denisa, că Roberto încă mai mănâncă crudități. Da. Și o pregătește pentru Denisa. Denisa îi cu ceva prieteni la mare și a fost plecată 2 zile și astăzi o să se reîntoarcă și Roberto îi gătește. Da. Și haideți să vă arăt. Și eu m-am gătit pentru mine. Varză dulce cu ciolan. Dar copiii mei nu mănâncă așa ceva. Cum să nu? Numai... Da, acum sunt la dietă, da. Și punem ulei în tigaie. Da. Lăsăm să se încălzească. Și după aceea punem ceapa. Atât. Ok. Roberto deja pune ceapa. Da, s-a încălzit deja. Denisa a venit de la mare. A ajuns. Ciao. Cum a fost la mare? Frumos. Frumos. Fain. Yeah. Lăsăm așa un minut și după aia punem carnea. Așa deja ajunge și acum punem carnea. Deci chiar numai foarte puțin tinstuită, deci nu prăjită. Da. Ce bine, ce fain e de eu fost cu asta. Da. Nu cu cuțitul, așa-i? Da. Și acum cât timp o lasă din stie? Până se prăjește puțin, așa? Până se prăjește. Ok. Eu nu știu, 15 minute, așa ceva. Ok. Închid. Acum
așa arată carnea și m-am zis că mai pune și câinii în tigaie și mai pun restul care mi-au fost acolo. Ce au zis, mam? Tu ai zis că mai pui și când frigi un pic. A, de sare, da, sare. Dacă, dar tu trebuie să gust să vezi dacă este nevoie, nu? Păi și cum să gust, că nu-i gata. Păi atunci mai așteaptă cu sarea. Cred că e, uite câte carne, cred că e ok. No, ok. Atât. Haideți să vedeți cum stă Mandy. Uitați cum stă Mandy și doarme. Nu mai vrea. Acum pun un pic de apă, tot timpul mai... Nu-i periculos, nu-i sigur. Foarte sigur. Nu vezi câtă... Totdeauna mi-e frică. Nu, numai dacă e uleiul foarte fierbinte și pui apă, atunci... Dar acum a fost sucul ăla de la carne și nu e periculos. Și pune un pic de muștar, să are mai mult gust. Sper să o să iasă bine, dar nu știu. Așa. Nu vrei să pui și cucuma? Nu. Nu. Acum carnea cred că e aproape bine, mai trebuie, nu știu, 5 minute. Și acum punem așa un pic de usturoi. Un căsel de usturoi. Nu mult, foarte puțin. Aia e numai pielea, nu mai scoate și până. Și mai lăsăm așa 10 minute, 5 minute, maxim. Cât durează ciupeșul mare? Da, cam 5-6 minute, nu știu. Nu, așa. Da. Ok, închid și punem apă pentru paste, nu? Exact. Așa, într-un timp am pus apă la fier ca să facem pasta. Cred că așa se numește. Da, așa trebuie să-i zici, Roberto, paste, dacă nu se ceartă maică-mea. La pasta. Da, i-am zis odată macaroane și a zis maică-mea, nu se zice macaroane, se zice paste. M-am gândit. Da, nu ajunge unul. Mai punem unul. Carnea se ciupește, este aproape gata. Acum punem apă să facem un sos. A scăzut toată apa. Un pahar de apă. Sper să ajunge. Da, cred că ajunge. Punem și un pic de smântână, sau cum se spune? Smântână lichidă. De grame. Și două linguri de zoză din de... Nu știu cum să spune, să numești. Amidon de porumb cu care să întărește sosul. Da. Crezi că ajunge două, mamă? Da. Ajunge. Atât ajunge. Ia, nu știu ce poate. Uite, amestecă cu asta. Și acum trebuie să pui și piper, sau nu? Da, nu vrei să pui piper, da? Vezi acolo jos, în sertar. Și puțin unt nu pui? Nu. Nu? Nu am făcut până acum.
Da, dacă vrei, punem și un timp, nu de avut. Mă duc să aduc un? Da. Așa, nu mult. Așa l-a învățat sora mea să pună în palmă. Așa-i? Da, și de la bunii am înțeles să fie tot gustos. A, da, așa, așa te-a învățat bunii să fie tot gustos? Ce mâncare știi tu să faci de la bunii? Nu știu, eu știu ce poate ea, dar nu m-a învățat cu mine. A, deci tu îi cunoști mâncarea ei, dar nu... Da. Aha, nu te-a învățat pe tine, păi da. Așa, acum lăsăm până iarăși fierbe un pic. Când mergem în România, vrei să te învețe bunii să faci mâncare? Da, aș vrea. Da, vrei? Păi dacă pot să învăț la un profit, de ce să nu învăț? Păi normal. Dar cine îți făcea ție grătar pe jar? Bunii. Bunii sau taică meu? Și tati și bunii. Da. Unde am mai pus... Okay. Și clătite, Roberto, clătite la ora 12 noaptea, cine îți făcea? Papu. Bunica mea. Rozi. Da, cine a mers cu mine până la... Să-ți iei ciocolată. Da. Da, clătite îți făcea bunica mea, Rozi, la ora 12 noaptea. Da. Da. Dumnezeu să ierte și să odihnească. Okay. Ideea lui mami a fost să pun și un pic de unt. Dar pune-l tot. Da, pun tot, mă vreau să șal pe... Bucățele mai mici. Bucățele mai mici. Ok. Așa. Acum putem să punem și... Dar mă luat capul. Nu. De data asta tu ți-ai dus, uite unde intră. Nu, tu ai lăsat-o aici, Rana. Uite, vezi că tot o lași acolo. Da. Acolo ai lăsat-o, tu. Acolo. Pun un pic de sare la apă pentru pasta. Pasta e basta. Așa. Pasta înăuntru și punem un timer 11 minute. Un ce pui? Timer se numește, nu știu cum să spui, cred că bine engleză timer. Da. Ceas. Îi pune ceasul să sune la așa, 11 minute. Și sosul cu ciuperci. L-ai lăsat să fie mai lichid, așa puțin? Da, ca să că pot să pun și pasta înăuntru. Și atunci? Și să trage mai mult pasta sau... Sucul ăla din... Da, exact. Ok. Ai gustat? Nu, gustă, te rog. Și tu de ce nu gusti? Că eu... Nu, fac dietă. Și nici măcar să gusti n-ai voie? Nu. Că îmi face prea multă poftă. Uh-huh. Prea sărat, prea... Foarte bun. Foarte bun, chiar serios. Foarte bucur. Bun. Așa, pasta acum e gata. O... Cum să spun, dăm afară? O strecurăm. O strecurăm. Pasta e basta. Așa. Și o pun direct în sos, nu? Păi tu știi, mâncarea ta. Nu, cam mult, ea.
Și dacă te gândești că mâncă numai Denisa, hai că hai să-l mai punem și pe Ingo. Și Ingo mâncă. Deci și sosul care a fost de greu. Da, ți-am zis că nu trebuie mai grosuț. Miroase bine. Foarte bine. Okay. Și e cu pulpă de curcan, deci e ușoare și bune. Ne pregătește Roberto o farfurie, ne face farfuria pentru bunica, pentru canalul bunicii și pentru fanii noștri, bineînțeles. Ajunge șat. Și un pic de petersilie. Pătrunjel. De la mama din grădină. De la mama din grădină. Mărarul nu este de la mama din grădină, pentru că mărar nu am în grădină. Așa. Acesta a fost felizarea mea de astăzi. Vă doresc numai bine, sănătate și următoarea dată. Pa! Pe data viitoare. Pe data viitoare. Ok, pa! O zi bună! Vă pup!